Salutare și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori! Eu sunt Lenuța Gheorghiță, faceți-vă comos pentru că este momentul potrivit în care dăm start acestei emisiuni minunate cu genericul Hai să ne căsătorim. O emisiune minunată de ce? Pentru că suntem unici din țară care ne propunem de altfel să unim doar destine. În această seară, din start, facem cunoștință cu mirii noștri minunați, Vladimir, Petru și Ilie. Eroina este o fată frumoasă care își caută neapărat partenerul de viață și ne bucurăm, Mr. Dimu, că ne-a ales tocmai pe noi. Și îi spune Irina, rămâneți alături de noi. Irina, 37 de ani, lucrează în calitate de contabilă. Spune că este dedicată profesiei și chiar și-ar dori să avanseze în carieră, deși uneori n-ar strica să mai facă și pauze în ritmul alert de lucru. Timpul liber și-l petrece privind un film bun sau la plimbare. Eroina noastră își preîntâmpină viitorul partener că este cam emotivă și pe alocuri prea geloasă. Însă există și partea plină a paharului. Alături de ea, nimeni niciodată nu rămâne trist. Irina are și un fiu de 17 ani, cu care se mândrește enorm. Îi este recunoscătoare fostului soț pentru anii trăiți alături, însă, spune ea, într-un final, drumurile lor s-au despărțit. Acum Irina visează la o familie fericită, în care ambii parteneri vor lua deciziile importante. Soțul va avea grijă de bugetul familiei, deoarece soția face bani pentru propria dezvoltare și are grijă de gospodărie. S-ar vedea alături cu un bărbat între 37 și 50 de ani și, foarte important, să nu fie zgârcit și mincinos. Bună seara, Irina! Bună seara! Ce frumoasă ești, ai o vârstă tamam potrivită pentru a-ți găsi partenerul de viață. 37 de ani, mulți ani înainte. Noi am informat din start pentru că așa de altfel este obișnuința celor care este gazdă. Lucrezi în calitate de contabil și zici că vrei neapărat să avansezi în carieră. Deși n-ar străca să mai faci și pauze în ritmul alert de lucru. Ce înseamnă a avansa în carieră de contabil? Până unde vrei să ajungi? Ну, хотелось бы, наверное, главным бухгалтером работать. Как ты стряка, как сажунча, кулон не зарешить? Кто-то 5 лет, для кого-то необходимо 10 лет, чтобы стать главным. Петрус, если он темен, анумит? Это зависит от человека, как он быстро... Ажунчила директор, закон. А зачем тебе? У тебя же должно оставаться время на себя, для того, чтобы создать личную жизнь. А главный бухгалтер, это же такое количество ответственности, времени, которое ты будешь посвящать работе. Тебя это никак не останавливает? Нет, я четко разграничиваю рабочее время и на личную жизнь. Контабилы, он калькулат. Конкомитент к доменю де активитате, в которой есть тоту, афирм, că în timpul liber ți-l petreci privind un film bun în compania prietenilor? Prietenilor, ori друзей, может быть, избранника, второй половинки. Ой. Хотелось бы смотреть фильм со второй половинкой. А сейчас с кем ты смотришь фильм? Cum să uit cu prietena ei. Da. Prietena îi spune Elena, salutare! Bună seara! Vrem să te salutăm și tu, ești în același domeniu de activitate ca și eroina noastră Irina. Dar de câți ani aveți această prietenie? Undeva de 5. De 5 ani. Dar cum crezi tu, Irina, ce partener caută? Cred că totuși are nevoie, ea fiind o domnișoară foarte puternică, care până acum, de una singură, se scoate destul de bine și a reușit da, foarte multe. Da, până acum a fost un drum destul de complicat. Păi de asta și spun că drumul care, experiența de viață prin care aia a trecut, a dus-o să fie destul de puternică. Și la fel, cred că lângă ea ar trebui să fie și un bărbat care ar putea să accepte femeia atât de puternică, adică cu puterea lui, să o facă să fie ea totuși blândă. Putere vorbim morală. Hai să un pic s-o mai detaliat să o cunoaștem pe Irina. Irina are 37 de ani, zice că crește cu mare drag un băiat care este cea mai frumoasă realizare și acest băiat abia acum a împlinit 18 ani. Da. Majoratul atins, să-ți fie sănătos și să aibă un destin minunat. Mulțumesc. Zici că ești recunoscătoare fostului soț pentru că a trăit alături, însă spune că într-un final drumurile s-au despărțit. Ce nu a mers cu partenerul tău de viață, cu tatăl biologic al fiului tău? Я думаю, что мы не сошлись характерами, как многие говорят. Dar cât timp a durat această relație până v-ați căsătorit? Один год. Așa, și după aia? После этого вот поженились, все было хорошо. Прожили официально мы вместе 7 лет. Растили ребенка, но потом наши пути разошлись. А что произошло? Что явилось катализатором?
Мне кажется, когда? Я хотела какого-то развития, чего-то большего. Он больше хотел веселья, гулять, с друзьями проводить время. Я хотела больше карьеру создавать, семейных каких-то ценностей. А принц характер? Știa pune punct, știa și expune părerea, cred. А скажи мне, пожалуйста, вот ты в отношениях ставишь условия, диктуешь какие-то свои правила, или ты оставляешь мужчине лидерство? Ты даешь ему возможность проявить себя? Нет, я говорю то, что мне, если мне что-то не нравится, я об этом обязательно говорю. Я не даю полностью 100%, чтобы мужчина лидировал в этих отношениях. То есть я считаю, что мы должны сообща все делать, советоваться, общаться. То есть не должно быть, что или я сказала, и так должно быть, или он говорит, и это должно быть железное его слово. Я думаю, что в паре должны находить компромисс, должны общаться. Фрумаса. Я зам, пирог, да, критерию де база пентру барбат, кум трэсфи, инал, слаб, грас, ну что... Должен, может быть, выше меня, я думаю, что физик, ну, следить за собой. Не... Сайба грижи де санатате. Да. Да, не аппарат. Împreună să aveți грижи de sănătate. Да. Смотрит, я ну истак, доамна Кристина, я ну истак, cu siguranță face cunoștință cu un bărbat. Da, cu Probabil doamne, că eu... mult timp l-a așteptat și sperăm că este anume bărbatul ăsta. Vedem dacă se întâmplă minunea astăzi la noi la emisiune sau după emisiune, după ce o să vă... Vadă, alți bărbați. Noi ne-am propus în această zi și în cadrul acestei emisiuni. Dar cine știe cum? Dacă o zis astrologic, anul este timăresc, cu siguranță. Iată, eu am ascultat foarte atent, Irina, ce ați spus. Vin doar cu o recomandare, că într-adevăr sunteți fecioară, Marte stă în Capricorn, statutul contează, Maria, în ce sens? Că să ajung deja la o etapă unde se câștigă, unde deja sunt rezultate în spate, contează pentru bărbat. Bărbatului, să fie practic, să știm ce facem mâine, să știm ce facem peste o lună, da? Deci pământul ăsta tot timpul prezumă a avea un plan. Asta și să, deci, diminuează anxietatea, evident, și asta, într-adevăr, conferă posibilitate de a putea să vă relaxați. Însă, ce văd eu aici? Deci este un Venus cu Pluton, Scorpion, și încă și retrogradat în momentan. Deci când o să vă alegeți bărbatul după fapte și după miros și după modul cum arată, să nu repetați ceea ce ați avut, nu doar cu soțul, dar și după soț. Deci să aibă niște schimbări. Dacă o femeie este învățată că ea trebuie să plătească factura și trebuie să câștige și nu știe, nu mai așteaptă din poți să-i cadă ceva. Probabil că la oficioară am să zic din start, cum stați la mal, din start vă înțelegeți, foarte practic, foarte pragmatic, fără supărări și mai lăsăm romantismul și exact emoțiile asta, la o parte. Exact asta a afirmat Irina din start, de când a pășit acest studio, că a zis că trebuie să poarte dialog. Irina, pentru tine în această seară au venit trei bărbați, trei potențiali miri care își doresc extrem de mult să fie ales. Dacă unul ești din cadrul emisiunii, mi-aș dori să-ți dau 2-3, dar asta e situație. Deci, și celor de acasă cu siguranță stau cu ochii pe noi pentru că vor să vadă cine este mirele cu numărul 1. Haideți să-l cunoaștem, special pentru frumoasa noastră heroină. Bună ziua! Добрый вечер! Vladimir! Irina! Încântat! Te tăși, очень приятно! Așa trebuie! Credeți? Vă rog! Vladimir, 40 de ani, este antrenor de fitness. Îi place muzica, se simte foarte confortabil atunci când se află la volanul automobilului. Se consideră un om calm și modest. Are propriile scopuri spre care merge motivat și plin de încredere. Vladimir are un fiu de 20 de ani. Despre fosta soție spune laconic. E o persoană de treabă. Acum este în căutarea unei domnișoare serioase care știe ce vrea de la viață. În opinia lui, în familie, absolut toate deciziile trebuie luate doar împreună. Altfel, despre ce armonie mai poate fi vorba? Vladimir, bună seara! Bună seara! Mă bucur să te revăd!
Mă bucur și eu. Pentru că și celor de acasă, dar și invitata noastră, trebuie să știi că Vladimir a mai fost în cadrul acestei emisiuni. Tot același gând îl are, exact ca și cei care pășesc pragul acestei emisiuni, vor să-și găsească parte de rău de viață. Are 40 de ani, împliniți mulți ani înainte, este antrenor de fitness, îi place extrem de mult muzica, se simte foarte confortabil atunci când se află la volanul automobilului, cu cineva în companie, ori de sine stătător. Nu contează, automobil. Contează muzică să fie, da. Așa. Se consideră un om foarte modest și mai are o realizare importantă pe care îl iubește pe la soare. Are un fiu de 20 de ani. 21 deja. Mulți ani înainte. Că a fost asoție, zici că a fost o persoană de treabă, a fost bună, cu minte, dar este. Ce nu a mers? Este, de ce okay, a fost? Este, dar deja nu e cu tine. Tu de câți ani ești celibatar? Mulți? N-am socotit. De ce? 10-5? Cât? Mulți. Mai mult de 10 ani? Da. De ce? Tu ai fost căsătorit cu acte în regulă, ori așa? Da, am fost căsătorit cu acte în regulă. De atunci, la fel tău de a fi, cum arăți tu și mai ales domeniul de activitate, au mai fost femei minunate? Au fost. Și ce nu au mers? Au fost încercări. Bun, băie, da, am discutat cu dânsul. Bravo. Tu ai casă? Da. Câte camere ai? 3. Așa, în toate 3 camere ai 12 pisicuțe. De da. Unde le-ai luat? De cât timp le-ai? Sunt careva de pe drum, sunt careva care cadonate. Ce deci, câtunii sunt țări să aibă prieteni și la tău. Știm că tu ai 10 și mai aduci încă 2. Și mai aduc una dacă trebuie. Așa? Da. Pisica necesită și atenție. Partea financiară. Atenție și partea financiară, da. Bine. Și grijă. Dacă cumva, s-ar potrivi acea femeie, dar este alergic la motani, cum facem în cazul ăsta? Dar tu îi iubești extrem de mult. Motane rămân. Tu iubești și motane, dar și femeie. Responsabilitatea e mai presus că tot. Decât omul care ar putea îmbătrâni alături de tine. Da. Responsabilitatea față de două. Ok, spune-mi, tu muncești antrenor. Din antrenor de fitness, aveți mulți clienți, nu? Sunt mai mulți, ce predomnă, bărbați ori femei? 50-50. Din asta se câștigă? Eu pur și simplu nu știu, dacă eu nu sunt femeie cu sport. Asta din ce aici câștig eu? 30 din asta. Din asta 30% se duc pe motani. Mai mult. A, mai 80. Mult. Știi ce îți rămâne în cazul ăsta? Rest. Și atunci dacă cauți o femeie din restul cel 20%, ei nu-i ajunge. Ea tot e pisică. Principală, da. Da. Spune-mi, te rog, așa, urmărind acum Irina, tu ai văzut, da? 12. Tu ai animăluță acasă? Da, coșchi. Tot coșchi, cât ai? 2. E că taman, tu ai atâta și mai vine și e cu aia și oa. Dar copii mai vrei? Vreau, copii, tu mai vrei copii? Vreau fetiță. Tu vrei copii, da tu? Da, хотелось бы еще одного или двух. Да, я как и пацер, мои аппараты. А мы до я у копки, я мы до еще уши я стадем пасу сальфак конштиант, ну. Да, пропо, да, так я это алеги, потому что астаз есть алеги, я парцы не ей, ту, он не фачи инвитация. А кас? Лапсич? Да. Деодата латесте. Сразу. Латестаре. Салевады, сфак конштиант скуэль, да. Кристина, ce și vedem noi și discutăm, asta e una, spune într-o gastrologic, ce se întâmplă în viața lui Vladimir. Din start eu aș recomanda, intrând într-o relație, mai bine fiecare la casa lui, pentru început. Și ne vedem. Da. Termenul ăsta de încercare, să vezi dacă are sau nu are alergie la pisici, vorbesc metaforic acum, da? Mm-hmm. Și doar după aia să se ia o decizie. V-ați gândit vreodată să emigrați? Da. Pentru că peste 3 ani de zile, unde? Începând peste 3 ani de zile, 3-4, 5 maximum, 3-4 ani, este o probabilitate de emigrare și căsătorie peste hotare sau cu o femeie de peste hotare. Tu ai ceva întrebări? Pune acum repede și vezi dacă este potrivit. После того, как вы развелись с женой, я поняла, что у вас есть сын взрослый. Вы помогали, вы встречались, общались с сыном? Мы до сих пор встречаемся. В хороших отношениях, да? Да, и с женой, и с сыном. Вы жалеете о том, что вы развелись? Нет. Да. Ильяна, я вам требую, чтобы вы знали. Я вез. M-am blocat, dacă sincer, cu întrebările aici... Nu vă plac pisicile? Mie nu. Măi, mie îmi plac pisicile, dacă nu-s prea mult, de-am stau în spate și mă gândesc ce să fac. Doamne, mă culc eu între pisicile. Unde? E bun. Oricum îl caracterizează cu o trăsătură destul de ok, dacă este responsabil, totuși să-ți asumi 12 pisici. Și blajin. Da, e o mare responsabilitate și nu e gata să...
treacă așa de ușor, adică... Cum adică ușor? Sufletele mele. Păi ia, de asta și de câte ori dai fi săpământ cu aspiratorul? Că da. În toată ziua. Îți dai seama, 12. Tu îți dai seama câtă blană poți să faci niște ciorapi de iarnă, de vară, de primăvară. Asta și fac, da. Nu, cred că poate având alături o femeie, e ok să... Nu e obligațiunea femeii. Altceva vreau să spun. Chestiile mele pe care eu le fac pentru că eu le iubesc. Eu îmi cer scuze în termen, dar care sunt obligațiunile unei femei? Eu nu cred că are obligațiuni. Eu gătesc, eu curat fac, eu tot asta. Și obligațiuni poți să mai aibă femeia acolo. Dar tu ai să poți să accepti să vină femeia asta sau tu ai să-i păi, spui totuși trăiești, ceva restricții? Încă o psică în plus. Să faci așa sau să nu faci așa? E o psică în plus și atât. Principal. Pisică din ce abordare? Cu dragoste? Azi doar măcșorii lui. Sau încă un suflet în plus? Un suflet în plus, asta și este, da. Bun, un suflet în plus, fiind într-un ceas bun și cu Doamne ajută, Vladimir, îți mulțumim o dată pe această cale pentru că ai revenit pe platou de filmare. Succese mari, vise împlinite, realizări multe, psici cât mai mult. Adoptate, înfiate și să, cine știe, poate eroina te invită în drumul vieții și mai vine și ea cu ei da. Și voi v-a mai luat și comun ca să aveți tot. Facem o fermă de pisici. O fermă de pisici. Bun, hai, într-un ceas bun. Între timp, regulă rămâne regulă. Îți facem o invitație în scenă pentru că vrem cu toți să urmăm ce surprize pregătit pentru eroina noastră. Succes mari! Hai să gătim. Dar stai, dar ce vrei să faci acolo? Ia povestește-ne. Salată. De? Salată de piept de pui cu ananas. Aha. Pentru că e bun pentru... Deci, pe mâncare sănătoasă, da? Pieptul de pui de obicei nu prea merge cu piept de pui. Piept de pui e greu de înghițit, așa singur. Și dacă e o perioadă tare mare de timp, așa să spunem, din practica mea de antrenor, da? Ca să meargă mai bine, merge cu fructe. Dar fructa nu-i dulce? Sau cu legume, da? Sau cu fructe, sau cu legume. Ia hai să vedem ce prepoate. Ca să meargă mai bine, deci am ales ananasul, să-l amestecăm cu ananas, să meargă pieptul de pui, pentru că asta o așteaptă pe nevastă, o așteaptă doar mâncare sănătoasă. Deci tu asiguri cu siguranță cu o cină minunată, dacă ea te alege tocmai pe tine. Nu doar cu una, cu hai, toate. Doamne ajută, ia arată-ne. Arată-ne ce capacități și cum poți face tu. Ceva usturoi? Irina, tu de obicei acasă ce gătești? Că și tu crești un bărbat și bărbatul necesită, hrănit bine. Я не могу сказать, что я на прям правильном питании. Я готовлю абсолютно все. Я как ее что... семена готовит, аж салат ку ананас. Шикустрой. Один из моих любимых салатов. Шикустрой. Да, это бесарный мяк. Оказывается, он не мерит. Курица с ананасом – это мое любимое сочетание. А это че тая? Ну и маре треба. А тая ананас окума. Аша. Алтая на... Кубулеце. Кубулеце, да. Мастерусь фак кубулеце, да. С примеска ромбушуаре, într-un fel. Pur și simplu, ananasul îi dă voie cărniței să asimileze mai bine. Că de altfel, fără dânsul, cărnița nu se asimilează. Заправлять чем будете? Не буду. Fără ulei, fără... Так, не... вкусно будет. Вкусно будет. Fără maionez. Ți-ți lipsești uleiul? Irina, încearcă. Спасибо, можно я не буду пробовать? Он довольно-таки острый, я острая не... Я вижу очень много перца, можно я не буду Может пробовать? Может быть, но очень Спасибо, нормально я увидела сладко. Ваши кулинарные способности, довольно-таки готовить умеете. Браво! Cu siguranță, Vladimir, surpriza acesta culinară ți-o iei cu tine în camera de așteptare, pentru că tu ești primul meu. Da, cu siguranță! Și savorezi din plin din deliciu pe care tu, de sine stătător, l-ai pregătit. Vrem să-ți mulțumim pe această cale că ești prezent. M-aș bucura dacă Irina te-ar alege, dar între timp, așa este regula acestei emisiuni, toți cei care vin în funcție de participanți în cadrul acestei emisiuni cu genericul Hai să ne căsătorim, primesc daruri speciale. Să vedem cât noroc îți poartă acest 2024 început de an, de altfel, și luna lui Mărțișor. Este un bol în care îți alegi un plic și uite acolo, ia vezi, ce câștigai. Așa, deschide plicul și zine, cu ce te duci acasă? Se de ustensile de bucătărie. Bravo!
să-l folosești așa cum trebuie, pentru că tu de altfel deja ți-ai arătat calitățile tale, ți-ai luat salata. Mulțumim și cu doamne Jet în camera. Mulțumesc. Asta o iau cu mine? O iei cu tine. Foarte gustos s-o primit. Hai, bravo. Mulțumesc. Savurează. Da, mulțumesc. În această seară, Irina, tot doar știi că ești cea care își va face alegerea potrivită. Avem trei potențiali miri. Hai cu primul să luăm la povestit. Vladimir, 40 de ani, este antrenor de fitness, cel care ți-a pregătit o salată pe care tu de ce nu ai vrut să o probezi? Ce s-a întâmplat? Ce nu te-a făcut pe tine cumva să zici dezgust și eu? Мне кажется, салат был чуть-чуть суховат, без заправки. Тебе кажется, требует дезлгушть. Также было очень много перца поставлено, черного перца. На меня штица шаун, ком сазик, когнитивный диссонанс. Потому что человек, ну вот, занимается фитнесом, фитнес-тренер, 40 лет, общается, поддерживает отношения с сыном. Звучит клево, де-факто не очень. Салат с курицей, ананасом, кукурузой тоже звучит клево, но де-факто не очень. Тендерика с прям мульти амистикати. Да, у меня так, так странно, то есть когда это произносится и когда это ощущается, совершенно разные эмоции вызывают. Вот, вот у меня, так, Володя, такие эмоции рождает каждый раз, когда я его вижу. Как будто бы хорошими качествами он обладает, и животных любит, и то-то, и то-то, и то-то. То есть вроде бы как бы все должно быть ок. Ну что там? Что ну целожен? Ну целожен яурт, ну целожен. Елена. Да. Да, то я за интрого парере диспре Владимир. Мне мне сапорот, что ел сингур, он кануэс приготит пентро релации, сау пати нишу, что до речи это де мулт, пентро кану лам везут са фие приготит са мярга ла компромисе. Adică, da, ce cerință a avut Irina și el nu a mers la compromis? Chiar și cu tema pisicilor, că este chiar atât de neîndoielnic. Și el are 12. Dar și când făcea salata, Irina l-a preîntâmpinat, că nu este prea mult piper. Adică putea să o audă și preferințele ei dacă face salată pentru doi. Dar voi chiar vă alinați de fiecare. Nu, uite, oamenii e treptat învață. N-ai văzut treci cu același bărbat 20 de ani și... În mărunțișuri se ascunde. Eu încă o dată vreau să... Hai, acum, eu sunt altfel acum la capitolul ăsta. Adeseori poți trăi cu același bărbat și el să nu știe lucruri elementare care tu crezi că ar trebui să le cunoască, dar el nu le cunoaște care este parfumul tău cel mai nuanță, da, cel mai potrivit. Da, dar e o etapă abia cunoașterea, întâlnirii, măcar cel puțin la început. Dar mi se pare că l-a făcut corect. A venit omul, s-a împărțit cu gândurile sale, ți-a zis că are psicuție, a pregătit și făcut să-ți băi femeie, este și mai alintături, dar nu femei. Alintături! De-aia, ca să nu mai discutăm răutezi despre bărbații care au venit special pentru Irina, să-l invităm pe Mirele cu numărul 2. Seara. Sunteți foarte drăguți. Vă rog frumos. Petru, 32 de ani, a absolvit colegiul, iar acum muncește la teatru. Se mândrește cu părinții săi, cu faptul că a avut curajul să îmbrățișeze o specialitate în domeniul artelor, că a reușit să-și cumpere propria casă și un apartament, și cu faptul că are un caracter liniștit și cumpătat. Pe lista hobby-urilor și intereselor are trei chestiuni importante. Este pasionat de lectură, adoră să conducă mașina și îi place să mănânce gustos. Pe lista obiceiurilor proaste e doar unul, fumatul. Pe de altă parte, eroul nostru caută o domnișoară nefumătoare, să nu prietenească cu paharul, să nu vorbească necenzurat, să aibă studii bune și un caracter liniștit. Crede că i s-ar potrivi o șatene, nu mai înaltă de 1,75 m și cu o greutate de până la 60 de kg. Familia ideală, crede Petru, este constituită din două persoane, unde ambii contribuie la tot. Cât despre copii, câți o vrea Dumnezeu. Cu fosta parteneră au făcut cunoștință pe stradă. Era înaltă, suplă și frumoasă, încât nu puteai să nu te îndrăgostești. 4 ani a durat relația lor, iar când Petru a fost nevoit să plece din țară, fata și-a găsit pe altcineva. Petru, bună seara! Bună seara! Vă dați ce cuminție el, tăcut,
Hmm. Tu ești absolventă colegiul și acum ce colegiu ai absolvit? Veterinar. Așa, muncești la teatru? Da. Ce legământ are una cu alta? E, niciunul. Dar cine te-a îndrumat să mergi la să fii veterinar? A fost dorința mea de mic copil să ajung veterinar. Am o dragoste mare față de animale. Așa. Însă, nu știu, eu am dorit să plec psihotare să lucrez veterinar, că credeam că să fac bani mai buni ca acasă. Dar acum sunt sigur că și acasă e bine. Câți ani îți faci facultatea de, faci de altfel, colegiul de a ajunge medic veterinar? 4 ani. Deci 4 ani ai absolvit și după aia te-ai reprofilat și muncești la teatru în calitate de? Actor. Și pentru asta trebuie facultate? Da, am făcut academie individuală. Academie ceasnă, cred că nu bun. Privată. Privat, da. Uh-huh. Dar ca specialitate de bază ce muncești? Acum în prezent. Actor. Și că în comitet mai ai și un business. Spune, ce business ai? Autoservice. Oi, ce reprofilare. De acolo, de acolo. Câte lucruri bun. Diferite. Veterinar, autoservice, actor. Adică tu ești atât de multilateral dezvoltat. Tu mai ai și, tu mai ai, stai că o păsărică ne-a șoptit că tu mai ai încă niște hobby-uri foarte interesante. Mașine. Povestește-ne. Cred că vine vorba despre cărți și poezie. Exact, da. Da, scriu povești pentru copii, scriu poezie. Extraordinar. Dar de unde așa dorință de a fi în conexiune cu artele, cu scrisul, cu teatrul? Cred că bătaia la timp a fost. Hai să dau un exemplu ce se întâmplă cu viața privată al Petru. Petru este unic copil, se mădrește cu părinții săi că a avut curaj să îmbrățișeze o specialitate din domeniul artelor. Ce muncesc părinții? Mama la masă de operații, spitalul de urgență. Uh-huh. Tata s-a ocupat cu autoservice, acum stă acasă. Eu am foarte de treabă, se vede. Zicea că ești un om realizat și împlinit, ai reușit la vârsta ta de abia 32 de ani să-ți cumpri propria casă și un apartament. Drept am informat. Deci tu ai de toate, dar doar de o femeie avem nevoie. Da. Mai tânăr, mult mai tânăr ca dumnei. La tine, în viziunea ta, cum este o familie fericită? Cald în casă. Deci... Nu știu, dar tu de cât timp ești acasă? La rece? De cât timp ești în singurătate? Din 2015. Irina, tu azi ești cea care își face alegerea. Este momentul potrivit în care poți să-i acorzi câteva gânduri sau întrebări pentru Petru. Хотелось бы спросить, если бы ваша вторая половинка, избранница ваша в будущем, предложила бы, захотела бы эмигрировать в другую страну. Вы готовы были бы бросить все здесь, в Молдове, своих родных, близких, свой бизнес? Свой бизнес. Ну. Если эмигрировать, не знаю, будет трудно, наверное. Я затрудняюсь ответить. А если, ну, на полгода, там, на год отдыхать? То есть отдыхать, путешествовать это, вы да, любите? Да. И он форте бун. Петру, если наскут, он всем забекал фечуара. Și are și guvernatorul ascendentului în Fecioară, în casa 6. Deci înțeleg de unde vine și medicina și dragostea față de animale. Vine de la mămica. Înțeleg de unde vine și hobby-ul, pasiunea și afacerea de la tata cu mașinile. Înțeleg de unde vine și a pune pe foaie tot ce este în interior. Retrăirile neamului, retrăirile rodului, retrăirile din copilărie. Deci foarte mult. Colega mea s-a exprimat că sunteți multilateral. Dar... Iată două planete, exact, planetele care sunt responsabile pentru relație, pentru cuplu, se află în conflict. Pe de o parte, tu ai spus că nu ai să te uiți la o fată care își dorește, spre exemplu, nu știu, ceva ușor, o fată isterică, histrionică, da, care se facă isterii, care... Pe de altă parte, se necesită o femeie foarte calculată, cum e mămica. Ea știe să se mobilizeze situații de criză, deci să fie, cum a zis colega mea, la rece, da? Și iată momentul ăsta în a alege o domnișoară care este și creativă, și focoasă, și cu un spirit de asta
emotiv foarte pronunțat și în același timp să fie și la rece, să fie compătată și cuvântul cheie răbdătoare, da? Deci iată, încă nu s-a reușit aici să se ajungă. Da, asta este și dilema și două motivații din interior care necesită a fi întruchipate într-o femeie. Eu cred că în viitor apropiat, maximum 2 ani, da? O să reușiți să spargeți, să zic așa, dilema asta și să integrați acele așteptări, dorințe, calități pe care, într-adevăr, și le aveți în interior și vă doriți să le expuneți, să le proiectați pe o femeie reală, o să fie un rezultat pozitiv. Eu, ca să fac foarte bună, Elena, ai și tu câteva întrebări pentru eroul nostru, Petru? Ce n-a ajuns partenerilor tale și ție? Pentru că o relație din care le-ai avut să ajungă la întemeierea unei familii. Nu a ajuns acelea. Bani n-a ajuns eu. Doar bani erau. Da, doar bani erau problema. Pentru că fetele erau prea mercantile sau... Nu, eu de mic copil am știut cât timp trebuie și mă răbde decât vrem noi. Și întotdeauna știam că trebuie să dovedesc să fac bani în primul rând, că dacă să ajungă să fac un copil 2-3, nu știu, nu poate să nasc și niciodată. Doi. Păi trebuie să ai de unde. Și acum ești deja la vârsta în care ți-ai permite așa da. Ceva, da? Este că te-ai axat mai mult pe carieră acum, da? Uite, așa cum ai menționat din start, Petru, așa cum ai menționat din start, timpul într-adevăr fuge repede și dacă tot vorbim despre timp, este momentul potrivit în care vrem să te invităm în scenă, cu siguranță toată lumea vrea să văd ce surpriză a pregătit. Omul calm, cumpătat, care scrie cărți pentru copii. Succese mari și cu atât mulțumim și în scenă. Deci cadoul meu de astă seară va fi o poezie care sper să ne facă să mai chipzuim o dată aceasta timp. Hai, cu Doamne ajută! Când ți-e văzut cum lunică pe rază, culori de curcubeu ca mii de flori în rază, dând pe vânt din aripi ce trec prin viață dem, umplând văzduh cu dragoste din tine. Te îndemn să stăm să chipzuim ce asta viață, timp, povară grea sau zâmbet vrând nevrând. Prin prisma vieților ascunse să aflu în cerc acel mister ce-l știm noi toți, dar nu ne-l spunem. Stai, să nu plecăm în lumea celor vise, rămâi aici, privește în jur, adu-ți aminte. Mergând pe drum, lucrând sau înnecat în sentimente, trăim înțelegând că pentru timp suntem doar fluturii. Trăiesc o zi din viața noastră toată. La noi o zi, la ei istoria e de o viață întâmplată. Și iau timp o zi, se nasc, iubesc, îmbătrânesc și pleacă. Iar noi în ani nu avem timp să mai trăim o leacă. Toți ne grăbim să ridicăm o casă, să construim familii mari, să stăm cu toți la masă. Când mici suntem, dorința-i să mai creștem, dar când îmbătrânim, că timpul nostru-i dus, ne temem. Dar fluturii trăiesc o zi din viața noastră toată. Bravo! Super! Foarte și foarte frumos. Vreau să-ți mulțumesc pentru felul tău de a fi. M-aș bucura să-ți găsim neapărat partenera ta de viață, femeia pe care de altfel la fel să-i dorești cel mai frumoasă poezii semnate de tine. Să-ți dorești succese mari, să-ți mulțumesc că ești în cadrul acestei emisiuni și pentru că este regula acestui post de televiziune, oricine dintre cei care pășesc pragul în cadrul acestei emisiuni se ducă acasă cu un dar special. Să vedem dacă 2024 ți-a pregătit surprize. Uite, acolo este un bol, este un coș, mai bine zis, în care este plin cu plicuri. Ia să vedem cu ce daruri te duci spre căsuța ta. Deschide să vedem. Uscător de păr. Uscător de păr. Uscător de păr, da. Pentru un gest bun. Ia uite, tamanii potriviți la mine acolo în baiș, să știți să-ți vină femeia cea mai potrivită. Mulțumim încă o dată, succesii și în camera de așteptare.
Irina, ce părere s-a lăsat Mirele cu numărul 2, Petru, cel care a scris o poezie, apropo, o poezie absolut minunată, dacă stai și să o asculți foarte atent, Fluturii, într-adevăr, Fluturii, doar care este termenul de valabilitate? 24 de ore. Zi. Произвел довольно-таки хорошее впечатление. Мне показался довольно-таки добрым, с очень глубоким внутренним миром. Вот есть в нем очень много, полный он всех различных эмоций, интересов, переживаний. Там, если покопаться, там много всего интересного. Но вообще не выражает вот, в поведении. Не выражает, может быть, потому что он застеснялся. А через творчество, да. То, что он немножко застенчив, я думаю, что действительно это не произвольно, а он специально так делает. То есть он не выстраивает, не хочу сказать, что он притворяется, то есть он специально собран. Așa de frumos vorbești despre latura, că vai, dar ce frumos a povestit. Am fost în cadrul acestei emisiuni în care a povestit, a cântat, a dansat, dar nimeni nu a volat într-așa mă. Am casă, am masă, am business. Am business. Și voi la asta v-ați gândit. Nu nebuniți voi de cap acum poeziile voastre. Ia zi tu, ce părere ți-a lăsat ție Mirele cu numărul 2? Impresii bune. Un băiat educat, calculat, cumpătat. Da, fetele, deși și trebuie să răbdare. Nu la toate femeile le plac așa bărbați să citesc poezii. Una vrea... Muncitor. Cum am văzut că deja este foarte multilateral. Dacă și ca actor lucrează și cărți și autoservis, adică se descurcă în viață, înseamnă că se va găsi. Bun băiat, mie mi-a plăcut. Bun băiat, noi bun băiat, dar voi mai stați aici, mai stați în suspans, dar nu doar voi, dar și cei de acasă rămâneți, pentru că mai avem un Mire care ne pășește scena. Vrem să-l cunoaștem pe Mirele cu numărul 3. Rămâneți alături de noi! Bună seara! Bună seara! Mersiva! Plăcerea! Ilie, 37 de ani, are studii superioare. În prezent pictează la comandă și este în căutarea unui loc de muncă. Se mândrește cu realizările sale de până acum și visează să devină profesor de pictură pentru generațiile tinere. Adoră și dansul. Timp de 12 ani a fost dansator. Obiceiuri proaste zice că nu are. Își dorește o familie trainică în care va domni dragostea, înțelegerea reciprocă și atât el cât și viitoarea soție vor ști să prețuiască fiecare clipă petrecută împreună. Un adevărat exemplu de viață pentru Ilie sunt părinții săi, care știu să păstreze fericirea în familie. Acum el este în căutarea unei doamne înțelegătoare, deștepte și sincere. Important e ca femeia să fie adevărată, să nu fie falsă, precizează eroul nostru. Ilie, bună seara! Bună seara! Ce cald! Și calm, ai vorbit, dar ce ochi albaștri are, vai de mine. Strană că tu la vârsta ta de 37 de ani nu ai trecut niciodată, într-o dilemă, căsătorie, ceva, o istorie. N-a fost să fie. Știi, de ce? Care erau prioritățile? Deoarece am foarte mulți cunoscuți care au făcut-o și... Dar nu te-ai încredit în vecinul, tu uite intra ta. Nu, exemplul meu pentru mine. Eu aș fi vrut să fac acest pas, ca și un copil... Tu un copil sângurnezi poți face, îți trebuie parteneră, dar parteneră până acum la 37 de ani, n-ai găsit niciuna? Conștient cu cineva, am trăit 5 ani cu, trăit împreună, fără căsătorie. Stai că vrem detalii. Haideți să începem să-l cunoaștem aspectul lui privat, al lui Ilie. Are 37 de ani, are studii superioare, în prezent pictează la comandă și este în căutare. Ce mai cauți? Ce job de bază ai tu? Eu conlucrez cu o tipografie. O tipografie, corect. Se mândrește cu realizările sale de până acum și visează să devină un profesor de pictură pentru generațiile tinere. Pentru a ajunge un profesor, ce îți mai trebuie? Experiență. Ca să ai experiență, ca să acumulezi această experiență, trebuie să mergi să activezi în acel domeniu. Sau care cunoști mai multe domenii. Iarăși, vezi, totul e foarte larg și toate domeniile care le-am cunoscut eu în viața mea sau cu care m-am avut eu corelație, toate sunt legate și totuși
ce e viața? Să ai doar un copil, să te căsătorești? Da, să... pentru asta o modalitate de a trăi și a lăsa urmași după tine. Ok, după mine e de a cunoaște viața. Hai să mai cunoaștem, să te cunoaștem și să vedem după tine ce rămâne. Adoră dansul, timp de 12 ani a fost dansator. Unde? Fantezia. Așa, de ce ai lăsat? Pentru că făceam design vestimentar la colegiu. Și nu și asta să... ai reușit, voi, sau zădeam, da? Mai departe, ascultați. Obiceiuri proaste nu are, dar își dorește o familie trainică și în care va domni dragostea, înțelegere. Abaldeană, pățan. Tu acum conlucrezi doar cu tipografie, asta este un lucru, să spun, cât de cât stabil și da. În rest tu pictezi la comandă. Sculpturi fac, tatuaje fac, adică iarăși sunt în domeniul de creație. Da, dar întrebarea mea este, tu crezi că tu ai bani suficienți ca să creezi o familie? Iată mireasa noastră afirmă că ea câștigă bani pentru dânsa, dar bărbatul câștigă bani pentru casă. Nu, iarăși, iată de domnișoara Irina, să spun. Irina, da? Da. Este din domeniul finanțelor. Poate eu câteodată nu prea pot strânge banul și banul pus pentru o pictură făcută, l-ai strâns și nu l-ai putut. Iată, o astfel de persoană... Ai putea să-i oferi ei banii tăi la păstrare? Ideea e că e de colaborare. Înțelegi? Cumva, nu totdeauna trebuie să fie un... cum e buhalterul? Contabil. Contabil cu un contabil. Asta nu o să fie interesant. Nu spun, dar da. Ca perspectivă, tu ești în căutarea unui lucru, în căutare cât, de cât timp tu ești în căutarea unui lucru? El încearcă de toate. Eu, de exemplu, acum încerc foarte mult și efortul meu e să devin profesor. Și în instituția în care am aplicat, la care încă e demagogie, burocrație, dar asta e, pentru asta eu aș fi vrut cel mai mult să fac. Și tu ai să, de acolo ai să câștigi mai mulți bani, așa? El nu punea ce de bani, vrei alte lucruri, alte valori. Și alte chestii pe spate de făcut bani, un tatuaj ai făcut, tot e un ban. Oricine dar eu mici. Ai un patrupie de acasă? Da. Ce ai tu acasă? O măță, ciupacabra se numește. Tu iei pus așa nume? Da. Dar de unde le-ai luat pe ciupacabra asta tău? Wow, din stradă. La infia de stradă, adică nu l-ai cătat unul de fițe. Era o doamnă care aveam grijă, cum o ajutam cu ce puteam să o ajut. Și avea o măță și meaună, zic, ce e acolo? Lasă că... și era plin de urici, de păduchi, de... îți dă la mine, măcar să am grijă până să-l dăm cuiva. Și deja a rămas la și mine, nu mai dai și de câți ciupa, ani? Capra. Dar de ce anume numai numele acesta ei pus? Că da, el are o semnificație. Deci asta este un animal, un monstru, care nu se știe dacă el într-adevăr există. Iată, dacă dumneavoastră o să vedeți pe ciupacabra, să înțelegeți, câteți, uite, a, ciupacabra, da. Povestește-ne, te rog, istoria despre vulturul pe care l-ai ajutat și este în prezent la tine în casă. Uite, în realitate, e greu de să afirm, e vultur, șoim, uliu, pentru că ele sunt o diversitate foarte mare. N-ai încercat să-l duci undeva, să-l verifici? Uite, la zoopark, da, am fost la veterinar. Și ce veterinarul zis? Că ești tu care e slab, deja era necroz. Cu ce-l hrănești? Cu gături de... Stă în casă? Da. Legat de baterie, de ușă, de șilegi. Nu, i-am făcut o... Nu zboară. Dar nu ai fost cumva, nu știu, tentat să-i dai voie în aer liber? Eu vreau să-i dau drumul, doar că, uite, dacă îi dau drum prin casă, asta tot nu e normal. Și nu vreau să-l leg, vreau să-l ajut. Adică acum, față de prima zi când l-a fost adus acasă, el e mult mai viu. Dacă n-a fost întâmplare? Da, într-adevăr. Uf. 2 săptămâni și ceva? Reușești acolo să păzești. E complicat acolo. Dar să știi că asta este un fapt. Este un fapt absolut fabulos. Fapt o să fie atunci când am să-l văd, că o zburat. E foarte bun om. Este cu siguranță momentul potrivit în care vreau să vedem ce spune doamna Cristina despre cine este Ilie, ce așteptări are și ce va mai fi. Hai. Ilie este născut în semnul zodiacal Leu și mă bucur că acum seara, în contextul emisiunii noastre, el, planeta feminină pe care și-o are imprintată în horoscop, rezonează cu Irina noastră, fiindcă o are în fecioară. Mm-hmm. Deci, în afară de faptul că este o persoană creativă, din câte am auzit eu, e și despre femeia interioară, femeia care este, zic așa, dezirabilă,
să vină anume din semnul ăsta. O femeie practică, o femeie care într-adevăr să ajute să facă calcul, să facă un buget, să ajute cu bugetul, da, să nu se cheltuie banii ăștia la stânga și la dreapta. O femeie destul de rezonabilă. Eu cred că o să fiți un tătic bun, dacă o să vă puneți așa scop. Dar cred că trebuie un pic doar de timp a mai rămas ca să puteți să vă permiteți să fiți cu sufletul liber, așa, când o să vă eliberați vulturul, atunci o să vă eliberați și dumneavoastră de ceva și atunci, în momentul ăla, de atunci o să pornească un proces care, sper eu, să vă ajute, nu doar în job, dar să vă ajute anume personal, viața personală, să vă realizați așa după, că aveți foarte interesante. E teama noastră după aceeași vârstă. Tot? Și iarăși vârsta nu importă. Știi cum e... Ei, foarte mult contează. Când văd una de 40, trăiești cu o niene de 80, la ce metri? Și fii capacul la timp. Adică ei sunt împreună ca ței să-ți placă de ei? Sau ei pentru că le place? Oi, lăsați-vă rog de asta. Vă auzi, dragoste, dar viața merge înainte și tot timpul ți-i foame. Vrei tu, nu vrei. Cel mai important, uitându-mă după faptă și după tot scenariul, este momentul potrivit în care vrem să-ți mulțumim și să-ți facem invitația în scenă, să vedem ce surprize pregătit pentru frumoasa noastră Irina. Succese mari, Ilie! Hai! De fapt, am vrut, nu știam cine este persoana cu care am să mă văd, nu știam ce să cadonez, dar am socotit de cuvinț să mă împart cu lucrurile frumoase care le creez. Această fotografie este făcută la noi în Chișinău, puteți să recunoașteți și locul, și semnificația este nu totdeauna când vezi nouri prin prejur, e tot un nou rad. O să vii și soarele, să atragem atenția la lumina care e după nori vine. Azi e nor, mâine e senin. Plăcere. Ei, Ilie, e tu ca de obicei. Așa mai special. Mai altfel. Îți mulțumim pentru prezență. Mulțumim pentru surpriză. Sunt convinsă, Irina, acest tablou o să-l țină în casă și să aibă amintiri frumoase de la tine. Iar la rândul nostru, ca și tu, la fel, suporți o amintire frumoasă că ai fost în cadrul acestei emisiuni cu genericul Hasnică Stream, am pregătit pentru toți participanții, pentru toți care depășesc pragul în cadrul acestei emisiuni, câte un dar. Să vedem cât de norocos ești tu. Este un bol în care sunt pliguri. Alege un plic să vedem cu ce te duci acasă. Pe lângă faptul dacă te-ar alege eroina. Deschide. Ia să vedem. Termos. Un termos, să ajungi cu bravo! Bravo, să-l gestionezi frumos, alături de cine crezi tu că te face fericit și împlinit. Între timp, regula rămâne regulă. În camera de așteptare, Irina revine. Irina, respectiv și logic, ce părere ți-a lăsat Mirele cu numărul 3, Ilie? Он у меня оставил такие впечатления. Вот он творческая личность. Да. Довольно-таки творческие личности, по моему мнению, они особенные. Они живут по настроению, по вдохновению. Не знаю, я более практичная, наверное, правильно сказать. Не знаю, если мне не будет сложно с творческими людьми. На самом деле, предыдущий жених был супер-мега-творческий, но глаза твои были по-другому. Ой, у тебя чувствовалось тепло в глазах, тепло в разговоре о нем и все такое. То есть тебя там не смутило, что он пишет сказки детские, что он играет в театре. Творческость та тебя не смутила. Может быть, внешне я увидела это творчество по внешности. То есть второй мужчина, парень, он был более в этом скован. А Илья был более раскрыт, и по внешности видно, что это творческая личность. Это творческая личность, но я хочу сказать, в то же время, несмотря на его креативность, в нем чувствуется такой достаточно жесткий мужской стержень. Плюс к тому, что он занимается творчеством, рисует. Вот есть это, присутствует вот такое, буквально на кончиках пальцев. Знаешь, когда человек смотрит на тебя, и у него там такой вот раз, щелчок, чувствуется, что там такой мужик-мужик. Елена. Я не сопротив бояться, где детский суфлетист. El fiind așa un fir, poate mai artistic și mai rebel, poate într-adevăr că o femeie ca Irina mai o domnișoară care era mai... De ce nu? El e și... Dacă el până la vârsta de 37,
și caută în diverse domenii și acolo și acolo și peste hotare, mi pare că are un suflet destul de deschis și rebel. Foarte, așa. Foarte colorat, cu așa oameni vine să trăiești și să îmbătrânești. Și eu cred că cu o domnișoară așa mai pragmatică poate să se completeze destul de ok. Da, eu cred că este momentul potrivit în care facem recapitulare. Dar fiecare dintre care sunteți prezente, să-i dăm un gând special pentru Irina, eroina noastră, ca ea să-și poată alege, cel puțin încercarea vine în oare, știi că nu te-am zis mâine să te măriți cu dânsul, dar încercați să o prieteniți, să colaborați, să purtați dialog și din asta se formează o familie și un cuplu. Deci, în această seară am avut parte de trei bărbați care au venit să-i cucerească inima și sufletul lui Irina. Vladimir, 40 de ani, cel care are acasă 12 pisici, este de acord să-i mai aduci pe tele 2 și să mai procure încă 10. La surpriză a pregătit salată pe care tu n-ai probat-o, dar cine știe, știi cum, dacă l-alegi pe el, cu siguranță are și să-ți gătească delicii culinare. Petru, 32 de ani, Mirele cu numărul 2, cel care scrie cărți pentru copii, are o casă, are o mașină și este gata să împartă cu aleasa inimii. La surpriză a pregătit o poezie, fluturașul, cum ar fi, da? Eu nu știu care este denumirea, dar ceva cu fluturile, cel care trăiește abia 24, doar 24 de ore, dar în care reușește toate să le facă. Și, respectiv, Ilie, 37 de ani, pictor la comandă, crește și el un vultur, o pisică, tatuajă, multe, multe lateral. Acum este momentul în care fiecare dintre colegele mele o să-ți dea un gând cu cine să ieși la braț și inclusiv și doamna Elena să-ți spună și ea ca prietenă de suflet cu cine să mergi prin viață. Мария, что сказать тебе, Ирина? Все трое из ребят, которые пришли завоевывать сегодня твое сердце, вот такое чувство у меня они вызывают, что у каждого из них есть тайна. Каждый из них внешне несет определенную энергию, но самое важное – это то, что у них внутри. По поводу Володи я сказала сразу. Петру, который был вторым претендентом на твое сердце, он очень интересный. Он достаточно интеллектуальный. То, что он пишет детские сказки, это вообще просто, просто 10 баллов в карму сразу. Но мне кажется, даже не возраст, а даже разница в возрасте не столько имеет значения. Он как-то маловат для тебя. А Илья в самый раз, мне кажется. Deci tu optezi pentru? Илья. Mirele cu numărul 3. Cristina. Primul candidat, Vladimir, mult vorbea despre 12 suflete, dar nu am văzut, nu am citit aici că este dispus de a face o relație cu o femeie. Practică pământeană, ea tot va fi pisică, da? Ea tot va fi sufletul meu. E bun băiat, dar astrologic nu vă potriviți. Candidatul cu numărul 2, deci tot a menționat despre, în poezie despre fluture. Fluturul este simbolul sufletului. Și eu mult am citit în poezia aceasta și este un băiat minunat, dar nu vă potriviți. Astrologic chiar nu vă recomand. Și candidatul cu numărul 3. Faptul că este leu nu înseamnă că toți leii nu se potrivesc. Tipul ăsta de leu deopotrivă se potrivește cu condiția că atunci când el își va elibera, acum vorbesc metaforic, probabil nu neapărat în ziua aceea, dar când își va elibera spiritul său, el va crea și mai mult, el se va regăsi pe sine, dar ca să se regăsească pe sine, poate să o facă cu o femeie fecioară. De-aia eu vă recomand, mai ales că sunteți dintr-un an și aveți aceleași noduri karmice, deci puteți împreună, mână de mână, să mergeți, da, să realizați propriul destin, dar împreună. El astrologic se potrivește. El se potrivește. Numărul candidat cu numărul 3, Ilie. De-aia eu tot am să optez pentru Ilie. Succes, da? Mulțumesc. Hai să o auzim și pe Elena. Pe cine optezi tu să aleagă frumoasa noastră Irina? Așa, pentru că o primă impresie de cei trei bărbați, sigur, fiecare s-au prezentat într-un mod frumos, fiecare cu plusurile sale. Pentru Irina, aș sfătui eu să încerce o comunicare cu Ilie. Cel puțin, dacă nu se va lega o relație, cred că o prietenie,
frumoasă, ar fi la sigur. Dragostea vine, știi, că și pofta vine mâncând. Trebuie să ai o încercare, că nu deodată lumea să e în căsătorie. Într-adevăr, să știi, Irina, că alegerea ți-a aparținții totalmente. Îți doresc succese mari, realizări multe și frumoase, gânduri bune, creștere ușoară și destin minunat și pentru băiatul tău minune care te așteaptă acasă. Și să știi că fiecare dintre oameni, semnii noștri, merităm să ne găsim partenerul de viață, sufletul pereche. Decizia ți aparține, te invităm în camera de așteptare și să revii la braț cu cel cu care crezi și că merită să mergi prin viață, să aduni lucruri frumoase și vise împlinite. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată vă îndemnăm neapărat să faceți alegere potrivită, așa de altfel cum simțiți cu inima. Din păcate, Irina nu a ales pe nimeni. Vouă însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt aceeași Lânța Gheorghiță și dacă tot vine vorba de faptul că acest post de televiziune aduce daruri pentru tot ce care vin cu mare, mare drag în cadrul acestei emisiuni, să știi, Irina, chiar dacă noi ales pe nimeni, îți dorim succes. Mări, vin mai aproape, vină, vină. Să știi că vrem să vedem și acest început, primăvară minunat, ce daruri îți aduce acest 2024. Uite, avem un bol, avem un coș plin, plin cu bunătăți. Ia să vedem cu ce te duci acasă. Dacă miri, nu-ți dau, să vedem ce-ți dau. Blender. Așa, felicitări! Te duci acasă cu un blender, cu voie bună. Mulțumim cu pe această cale și te mai așteptăm. Așa cum am zis tradițional, voi nu uitați, rămâneți doar alături de noi, pentru că săptămânal venim cu minunații noștri eroi. Ne propunem doar să unim destine. Între timp, o seară frumoasă alături de oameni dragi, o seară frumoasă și nu uitați, rămâneți doar pe Canal 5. Eu sunt Aceș, Lenuța Gheorghiță. V-am pupat!